La Mănăstirea Dervent din județul Constanța a avut loc astăzi simpozionul Rezistența Bisericii Ortodoxe Române sub regimul comunist, organizat de Arhiepiscopia Tomisului prin Departamentul Cultural-Educațional. La eveniment au luat parte și înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, dar și preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. A fost copleșit de atâtea mărturii aduse de mari istorici și cercetători, care iată au mers pe urmele unde au fost martirizați mulți dintre înaintașii noștri, care au avut o dârzenie atât de puternică și care au înfățișat o mărturie atât de luminoasă despre credința lor. Personalități deosebite, iată, evocă acest trecut minunat și pun în lumină, scoțând din întuneric, personalitățile marcante ale timpului când au fost într-o rezistență și într-o dârzenie de a mărturisi credința și demnitatea lor împotriva comunismului ateu. În cadrul acestui simpozion s-a evocat figura luminoasă a Patriarhului Justinian, arătând meritele lui deosebite pentru apărarea bisericii și a valorilor spiritualității ortodoxe românești, dar în același timp au fost evocați și cei care au pătimit în închisorile comuniste și cei care au mărturisit cu cuvântul și cu viața lor credința în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Este de datoria noastră celor de astăzi să cunoaștem trecutul nostru destul de zbuciumat, vremea celor 50 de ani în care biserica a trăit sub comunism și în același timp să căutăm să insuflăm tinerii generații și tinerilor în special de astăzi, dragostea și față de Biserica Străbună, dragostea față de Iglia Strămoșească și, în același timp, venerația și recunoștința față de jertfa înaintașilor și pe altarul Bisericii, dar și pe altarul Patriei. A fost evocată personalitatea Patriarhului Justinian, care a fost nevoit să facă față regimului dur al comuniștilor, dar și a preoților din Dobrogea și din țară, care au suferit și chiar au murit în temnițele comuniste. Am vorbit despre 37 de clerici dobrogeni care au suferit în perioada comunistă, unii dintre ei care au dat jertfa supremă Mântuitorului Iisus Hristos și care pentru prima dată scoate la lumină astfel de aspecte care, alături de arhivele bisericești, pot aduce lumină, pot aduce în atenție modele despre cum slujitorii bisericii de aici din Ținutul Dobrogei au slujit altarului și care pentru noi astăzi constituie modele evidente. Evenimentul a început de seara trecută când în sala mică a Casei de Cultură din Constanța, Radu Preda a susținut conferința Biserica în comunism, adaptare, rezistență și sfințenie. Ieșim din abordarea schematică în alb sau negru, colaboratori sau sfinți, și încercăm să înțelegem nuanțele istoriei, iar pe de altă parte, prin această abordare sistematică, prin care ne asumăm căderile, dar îi cinstim pe cei care au rezistat până cu, au și-au plătit chiar cu prețul martiriului, ieșim practic din sfera șantajului moral în care ne-am aflat timp de peste un sfert de secol. Așadar, anul comemorativ 2017 poate însemna anul recâștigării, măcar și parțiale, a unei libertăți profetice pe care biserica noastră trebuie să o aibă atunci când se confruntă cu societatea, cu provocările trecutului, dar numai puțin cu cele pe care le va aduce viitorul. Mâine, la Biserica Sfântul Gheorghe din Adam Clisi, va fi comemorat preotul Constantin Lembrău, cel care a fost paroh al bisericii de aici în anii 40 și care a fost arestat și condamnat de regimul comunist pentru propagandă contra regimului.